My dear Sigsmith, I am in desperate need of your help. I got hooked on a journal written in 1849 by a dying lawyer during a voyage from a Pacific isle to San Francisco. Half the book is missing. It's completely killing me. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. Faptul că are o imaginație eminamente muzicală, ușurința niciodată etalată, dar evidentă cu care manipulează spații, le populează, le dă identitate, dozajul dintre tramă și poezie. Faptul că e un călător, care scrie și librete de operă, siguranța, modestia, felul în care vorbește despre oamenii pe care îi iubește, detaliul mărunt și fără rezonanță cumva, că e bâlbâit și că i-a plăcut de Colin Firth și de Geoffrey Rush în discursul regelui. Iată numai câteva dintre motivele pentru care mă are printre cititorii lui. A scris Atlasul Norilor. A fost nominalizat la Booker și pe 17 februarie conferențiază la Londra alături de Kazuo Ishiguro. În exclusivitate pentru postul nostru de radio, am plăcerea să vi-l prezint pe David Mitchell. Thank you for your interest in my work. Now, you've recently celebrated. V-ați sărbătorit de curând ziua de naștere, pe 12 ianuarie. And I know, I'm 47, I'm an old guy. Oh! 47 de ani, sunt bătrân. I was wondering whether you could share with us your idea. Mă întrebam cum arată, în opinia dumneavoastră, un cadou literar perfect pentru o asemenea ocazie. Writers are impossible to buy anything for. Just ask my wife, I'm a nightmare. Doamne, pe mine foarte greu mă nimerești cu un cadou. Să întrebați pe soția mea. Sunt un coșmar. Un cadou literar perfect. Timp. Soția mea spune din când în când, uite ce, ia-ți un weekend numai pentru tine. Du-te și scrie. Așa că mă pot duce la cabana mea, pot să-mi iau niște ceai și niște biscuiți și nimeni nu mă deranjează 48 de ore. Orice scriitor apreciază un asemenea cadou. La asta se adaugă faptul că te poți întoarce acasă și nimeni nu te pune la colț pentru că ai dat bir cu fugiții două zile în care ți-ai neglijat atribuțiile de soț și de tată. E un cadou extraordinar. Neglected my responsibilities as a husband and as a father for 48 hours. That's a great gift. Wonderful. Now, you once wrote in an essay, I knew I wanted to be a writer. Minunat. Ați scris undeva la un moment dat, încă din copilărie am știut că îmi doresc să fiu scriitor, dar până când nu m-am mutat în Japonia în 1994, mă lăsam prea ușor distras de alte lucruri ca să mă ocup serios de asta. Japonia a fost cea care a declanșat schimbarea în viața dumneavoastră creativă sau călătoria în sine spre un loc îndepărtat și necunoscut? Combination, I would say. Japan, because I knew nothing about the language, so... A fost o combinație a celor două. Limba japoneză mi era complet străină. Gândiți-vă că asta se întâmpla înainte de epoca televiziunilor prin satelit. Dădeam drumul la televizor și nu găseam nimic în limba mea la care să mă uit. Nu aveam internet, nu mă fura peisajul în nicio direcție. În afară de viața socială și de închiriatul unor casete video, dacă le mai țineți minte, chiar nu aveam nicio distracție. După ce ieșeam de la serviciu, mă apucam de scris. E un fapt știut că orizonturile intelectuale se lărgesc atunci când călătorești. Vezi cum alte grupuri lingvistice își manevrează teritoriul de expresie pentru a ajunge la același rezultat spre care țintești și tu, în limba ta. Îți dai seama cât de complexe sunt aceste trasee semantice. În japoneză, de exemplu, verbul stă la sfârșitul propoziției, niciodată între subiect și obiectul comunicării ca în engleză. Pentru mine au fost descoperiri fascinante. Faptul că limba e un principiu atât de maleabil, că își generează propriile reguli, mi s-a părut extrem de interesant. M-a făcut să am curiozități filologice. În sfârșit, a contat și faptul că mă învârteam în jurul vârstei de 25 de ani. E vârsta la care îți dai seama că timpul chiar trece și că nu vei fi tânăr o veșnicie. Lumea nu te iartă dacă nu reușești să descoperi în timp util ceva la care te pricepi, ceva pe care poți să construiești, la care poți să lucrezi. E vârsta la care înțelegi, în sfârșit, că talentul tot fi ajutat el până acum, dar talentul n-a fost niciodată suficient. E plină lumea de oameni talentați. Fără disciplină nu faci nimic cu talentul. Eu am avut această revelație în Japonia. Probabil că aș fi devenit scriitor oriunde m-aș fi aflat, dar nu unul atât de interesat de poziția marginalilor în societate, nu unul la cărui temă predilectă să fie imposibilitatea sau dificultatea de a comunica, nu un autor atât de preocupat de limbă și de abisurile dintre cuvinte. Poate că aș fi devenit scriitor oricum, dar nu aș fi fost acest scriitor, dacă nu ar fi fost cei 8 ani pe care i-am petrecut în Japonia. A writer was concerned about language, and
the holes in language and the gaps between words. I might not have become this writer had it not been for my 8 years in Japan. That's a long answer to a short question. It's a great Sorry, answer. I will try to speed up. What are you reading? Old letters. Why do you keep reading them? I don't know. Just trying to understand why we keep making the same mistakes over and over. Our lives and our choices, each encounter. Louisa Ray, Spyglass Magazine. Right. Suggests a new potential direction. That's it. The music from my dream. I call it the Cloud Atlas Sextet. At home. Movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. The six stories that make up the Cloud Atlas are a reader's paradise. Now you have everything, all territories. You're welcome. Cele șase povești din care se încheagă Atlasul Norilor sunt paradisul unui cititor, în opinia mea, pentru că acoperă tot ce înseamnă teritoriu ficțional, de la jurnalul lui John Ewing la scrisorile lui Robert Frobisher și de la claustrarea lui Timothy Cavendish într-un azil de bătrâni la întemnițarea lui Son 1451 într-o societate de coșmar și așa mai departe. Îmi imaginez că auziți des așa ceva, dar cum a căpătat formă în mintea dumneavoastră această fabuloasă geografie a trecutului și a prezentului, a luptei, a refugiului în muzică și în mitologie contaminată de știință? All this extraordinary geography of past and future and struggle and refuge into music and mythology contaminated by science actually acquire a shape in your mind? My word, Joanna, that's a hell of a question. You have done your homework on me, haven't you? Thank you. Doamne, Ioana, ce întrebare! Te-ai cam documentat cu privire la mine, mulțumesc! Nu știu cum se întâmplă. Așa sunt eu. Ăsta sunt. Sunt făcut din mai mulți oameni. Mai ales când eram mai tânăr, eram aproape promiscu de curios în legătură cu lumea, iar dorința mea de a surprinde cât mai mult din ea în romanele mele era aproape erotică. Tânjam să găsesc pasiune în desfășurare, în contexte cât mai diferite, să urmăresc tiparea ale predatorului dezlănțuit, ale puterii, ale dominării, ale victimizării, în situații și epoci de incredibilă diversitate, pe care apoi să le transpun literar, plasându-mi poveștile în aceste coordonate spațiale și temporale. Ideea mi se părea irezistibilă. Ideile sunt cele care dictează stilul, care duc la luarea deciziilor importante într-un roman, la nivel de structură. Aceasta a fost ideea care a dominat Atlasul Norilor, care, așa cum ai spus, e cel mai mare hit al meu, cel puțin la nivel de vânzări. Dar asta a fost atunci, acum e acum. But that was then and this is now, you know. Yes. Now speak about predacity when referring to the cloud. Vorbiți despre tiparul predatorului. Putem însă vorbi și despre sufletul omenesc care transgresează spații, epoci și limite, eliberându-se astfel din tipare? E aceasta cheia salvării în roman? That again is a beautiful artwork of a question that I don't have a snappy answer for. It's really Întrebarea asta e o operă de artă. Ce păcat că nu am un răspuns pe măsură. De obicei, ce te înnebunește la o țară în care locuiești e fix opusul lucrului care îți place la nebunie. De obicei, sunt cele două fețe ale aceleiași realități. E deprimant, fatalist, negativ să vezi cum generație după generație după generație facem aceleași greșeli. Insistăm în egoismul nostru, împărțim lucrurile bune unei pături sociale, perpetuând inegalități oribile, permitem unei minorități viciate și puternice să tragă spuza pe turta ei, acceptăm penibilul unei situații în care majoritatea se hrănește cu firmiturile de la masa bogaților. Lucrurile acestea se perpetuează la nesfârșit și nu părem capabili să ne îndreptăm. Avem însă un suflet care ne dă voie să ne transgresăm greșelile. Uneori oameni buni, curajoși, cu bun simț, ajung în poziții de putere. Și ei câștigă alegeri, și ei manevrează un capital de influență. Așa că aș spune că dacă spiritul predator este universal, și se pare că e, și că nu putem rezolva acest aspect, același lucru e valabil pentru antidotul acestuia, în orice interval istoric și în orice societate. It also grows close to hand in any given historical era, in any given society as well. Yesterday, I believed I would never have done what I did today. I feel like something important has happened to me. Is this possible? I just met her, and yet I have fallen in love with Louisa Ray. Saving me twice,
Concoctul acesta fabulos de Pulp Fiction, jurnal de secol XIX, thriller polițist, science fiction, utopie politică și roman epistolar l-a catapultat pe Mitchell la apariția cărții undeva între ilizibil și genial, pe terenul accidentat al unei proze care încă dă bătăi de cap editoriale, ridică sprâncene critice și își câștigă, într-un ritm năucitor, un public care o devorează ca posedat. E un public în care, fără doar și poate, mă regăsesc timp de 628 de pagini, cât călătoresc prin ceea ce nu e deloc un labirint epic, ci un sistem narrativ aproape de cameronic. Timpul este cumva ondulatoriu la Mitchell. Spectaculos nu e amalgamul de paliere narrative, în fapt ușor de izolat, după cum spuneam. Spectaculoasă e narațiunea. Sunt salturile lingvistice de ventriloc ale lui Mitchell. E amalgamul sățios până la nevroză al temelor care transcend timpul. Umanitatea care se autodistruge, rasismul și segregarea în toate formele și sub toate numele, genocidul, obsesia propriei mortalități, conștiința și ideea de sacrificiu, creația ca armă și ca salvare. Aici, în rezolvarea acestor teme, stă marea artă a lui Mitchell. Sigur, e foarte ușor să-i căutăm și să-i găsim în paginile invadate de Gusano Coco, viermele fantomatic care își revarsă o travă în creierul uman, de războinici Kona, de pur sânge și fabricați, de oameni născuți în hățișuri, castele și pântecuve, de epoci, caste, triburi, cutume, civilizații care se canibalizează, se extermină și se ficționalizează reciproc în cele din urmă, pe Orwell și pe Italo Calvino, pe William Golding și pe Aldous Huxley. Să auzi muzica lui Sir Edward Elgar, să intuiești aboliționismul, să deconstruiești ideea de prejudecată în relație cu toate realitățile umane expuse ei. Minoritatea, etnică, sexuală, politică, financiară, boala, diferența. E eternul joc între margine și centru, magistral pus în pagine de un autor care nu e neapărat original prin conținut, cât prin manieră. We cross and recross our old tracks like figure skaters. The love of my life, what had happened to her? I can't explain it, but I knew when I opened that door. I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe, blaring bright lights, underground and no way out. And the waitresses, they all had the same face. Welcome to Papasan's. No reason to hide. I know you are. Sonmi 451. As a blame must ask you how you felt about Tom Tykwer. Trebuie să vă întreb ce părere ați avut despre filmul lui Tom Tykwer. I was really happy with it. It was an impossible film to make and given the impossibility. Mi-a plăcut. Era un film imposibil de făcut și, dată fiind această imposibilitate, regizorii au făcut o treabă fantastică. Nu sunt obligat să vorbesc frumos despre film și mai ales acum că a trecut timpul, dacă l-aș fi urât în secret, aș fi liber să o spun. Dar nu-l urăsc. E o operă de artă, diferită de carte. Nu s-au străduit atâta ca să facă un audiobook cu imagini, dar toate schimbările făcute sunt în spiritul romanului. E genul de film care ori îți place, ori îți displace profund. Nu există cale de mijloc. Mie mi-a plăcut. M-am uitat la el în dimineața aceasta. Pregătesc un eveniment la Londra și mi s-a cerut să aleg o secvență de un minut din film, așa că mi-am petrecut cea mai mare parte a dimineții uitându-mă la el. E un regal vizual. Our lives are not our own. We are bound to others, past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. Mitchell are o apariție cameo în film. Face figurație 8 secunde. E o șotie cumva pe care și-o permite, să se lase machiat și să poarte un costum din viitor, să facă pe platou glume cu Susan Sarandon sau cu Hugo Weaving, să joace în propria poveste. This would make such a good book. I'll drink to that. How did you feel about the music? Și muzica? Ia ce impresie v-a făcut? A keynote, I'd say, in the novel. Music was composed by Tom Tykwer, one of the... Muzica e compusă de Tom Tykwer, unul dintre regizori. Eu am fost uimit la început de faptul că cineva poate face filme la nivelul acesta și poate să și compună muzică în același timp. Adică nu e cinstit. Exact ce a făcut în adolescență omul acesta de s-au revărsat toate talentele asupra lui? Muzica e un personaj în film. Poate ceva mai mult în carte, pentru că în cărți e liniște. Nu există muzică de fundal. Trebuie să o descrie așa încât ea să prindă viață în mintea cititorului.
Îmi place, e frumoasă și bântuitoare. I think it's beautiful and haunting. Attempting to eat a biscuit when you just asked the beginning of your last question, and now some of it has got caught in my throat. So oh, that's okay. I'm sorry. I'll ask you to press pause. Sure, I will have a good cough. I will not try to eat a biscuit while doing an interview in the future. Just one moment. Sorry. Sure. That is better. I do apologize for my bad biscuit manners. It's okay. So, if you just ask a question about the music again, then we can go. Then I can give an answer without bits of. No, I was wondering whether you liked the soundtrack, the music, but I think I got the answer I need. I mean, it's on tape without any... biscuits. Yes, it's okay. There's no crumble in it. Yeah, it's great. Okay. Thank you. So, what are the ingredients of a perfect writing day? Care ar fi ingredientele unei zile de scris perfecte? Gosh, asking really good questions. I've never been asked that. Thank you. The birthday question is a great question as well. Pune întrebări foarte bune. Nu m-a mai întrebat nimeni asta. Și întrebarea cu ziua de naștere mi-a plăcut. Ingredientele variază. Zilele perfecte de scris sunt diferite între ele. Îmi trebuie timp de stat la birou, îmi trebuie ceai, ceai bun, care și el variază în funcție de starea mea, de câte ore de somn am prins înainte, de vreme. Câteodată îmi trebuie o doză serioasă de cofeină să mă țină în priză. Alteori am nevoie de ceva mai delicat, ceai alb sau de iasomie, mai ales atunci când editez. Ceaiul e important, da, însă, vezi tu, deși zilele acestea sunt diferite între ele, cum spuneam, finalul lor trebuie să fie mereu același. O zi perfectă de scris este perfectă pentru că se termină cu tine oftând în fața unei pagini terminate ca Dumnezeu în ultima zi a creației. E perfect atunci când ai un univers întreg acolo și poți să spui, ei, da, asta chiar e o treabă bună. Împlinirea aceea de a fi dus la bun sfârșit niște propoziții din care ia naștere o scenă e ceva... Eu nu sunt lacom, nu visez la mai mult de o secvență reușită de 3-4 pagini într-o sesiune de scris. Dacă mi iese mai mult, e minunat, dar eu atât îmi propun. O scenă bună într-o zi de scrisă mie de ajuns. Dar trebuie să știu, să simt când am încheiat-o, că până și cel mai înverșunat dintre dușmanii mei, oricât de veninos ar fi împotriva mea, oricâte lucruri ar avea să-mi reproșeze, pur și simplu nu va putea să spună despre scena aceea că e prost scrisă. Pentru că, pur și simplu, nu este. Pentru că are strălucire, are ecou, stă bine în text, e închegat, are echilibru, nu e stridentă, nu e banală, nu e prea încărcată de metaforă, dar metaforele existente sunt excelente. Personajele au progresat puțin, s-au întâmplat lucruri surprinzătoare și pentru mine, și pentru cititor, și pentru personaje. Dar dincolo de surpriză, există logică, lucrurile se susțin, înlănțuirea e firească. Dacă ai o asemenea scenă, întinsă pe câteva pagini, la sfârșitul zilei, pe masa de lucru, dacă te-ai apropiat de perfecțiune atât cât te-au ținut puterile, ei bine, aceea a fost o zi bună. You've got a scene like that. You've got a few pages of material like that, and it's as close to perfect as you can make it. That is a good writing day. That's a fantastic image. Anyhow. Now, which writer would you yourself like to interview? Ce autor v-ar plăcea să intervievați? Brilliant. Living or dead. Superb. Mort sau viu? Your choice. La alegerea dumneavoastră. You can dead, transgress time. I'll go for Chekhov, if I may. Great. Seems thoughtful, great sense of humor. Dintre morți, îl aleg pe Chekhov, dacă îmi dai voie. Minunat. Pentru că îți oferă material de gândire, are umor, e lipsit de pretenție. Era medic. Medicii sunt întotdeauna persoane interesante. Chiar și când nu par, tot interesanți sunt. Mai mult decât orice, e un scriitor profund uman. Cred că mi-ar face plăcere o conversație cu el despre stil, despre mecanica, despre electronica unui text al său. Aș învăța multe din conversația aceasta. E un autor genial. În viață am cunoscut câțiva scriitori, mi-ar fi greu oricum ar trebui să mă abțin să le fur secretele. Și mai e și problema limbii. Marilyn Robinson, poate? Bineînțeles, esențial ar fi să vrea și ea să fie intervievată de mine și, cum scriitorilor trebuie să le ofer motive pentru a accepta interviuri, cred că e mult mai ușor dacă rămân cu morții. Course, there's the language problem. So, probably need to be an English-speaking writer. Marilyn Robinson, maybe? Of course, it's a different matter whether she or they would want to be interviewed by me. So, there's the whole political problem of asking
asking them if they wouldn't mind and what's in it for them and why would they? So maybe it's best to stick with people who are dead. How much time does research for a book consume in your case? Depends entirely on the book. The research heavy books. Cât de mult timp vă ia partea de documentare pentru o carte? Depinde foarte mult de carte. Un roman istoric plasat într-un timp și un spațiu despre care nu știu mare lucru, mi-a ceva. Ceva care se încadrează în parametrii propriei mele vieți, nu mi-a mult. Now, in Romania, a Black Swan Green has been recently launched and I know you mentioned in... În românește tocmai a apărut Omul de Ianuarie. Ați amintit în câteva interviuri că v-ați inspirat din realitățile de la Henley Swan în Worcestershire, unde familia dumneavoastră a locuit din 1976 în 1981. That was a very research light book. Da, pentru cartea aceasta nu m-am documentat mai deloc. Am băut câteva sticle de vin cu prieteni din perioada aceea și mi-am adus aminte de toate lucrurile pe care de atunci încolo ne-am străduit să le uităm. Cam atât a fost toată documentarea. Dar în ceea ce privește personajele, dintre toate cele pe care le-ați creat, care v-au consumat mai mult? Răspunsul meu e următorul. Dacă nu te consumă, nu sunt bine scrise. Toate trebuie să-și consume autorul. De exemplu, Iacob de Sud, un personaj într-un roman istoric pe care l-am scris în Japonia, e un erou care trăiește la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, într-un mic port comercial, la Nagasaki. Cu el am avut mult de furcă pentru că era olandez și foarte diferit de mine. Era foarte religios, era credincios. Gândirea lui mergea în altă direcție decât a mea. El mi-a dat de lucru, pentru că nu-l puteam inventa contextual, pur și simplu. Oamenii ca el au fost reali, au existat, așa că a trebuit să mă documentez în legătură cu ei, să gândesc cum gândeau calviniștii în țările de jos la momentul respectiv, să cred în ce credeau ei. A fost o călătorie lungă pentru mine. Am petrecut mult timp citind despre cum erau vremurile acelea. Pe de altă parte, și personaje în legătură cu care nu trebuie să mă documentez deloc, fie pentru că există în viitor, fie pentru că aparțin prezentului și îmi seamănă, toți sunt o provocare, pentru că trebuie să aflu sau să-mi imaginez la ce se gândesc, să le inventez o copilărie, amintiri, o clasă socială, o rasă, o sexualitate, o ocupație, atitudinea cu privire la bani, la Dumnezeu, la viața de apoi și așa mai departe. Astea nu sunt lucruri pe care să le scoți din pălărie. De-abia când știi bine cine sunt acești oameni, când i-ai convins să locuiască înăuntrul tău, abia atunci te poți apuca de poveste. Până atunci nu le poți cere nimic, pentru că nu știi cine sunt. Personajul vine înaintea tramei. Other people in the novel, childhood memories, class, race, sex, sexuality, work, money, God, the afterlife, etc., etc. You got to work these things out. And then when you know who they are, what they think about these things, then you can really get started on the story. But until you've got them, then you just don't know, really. You just don't know what they'll do because you don't know who they are. Who they are, yes. So the character comes before plot. Now I'm still jealous of all the readers who will get to see you this month with Încă sunt geloasă pe toți cititorii care au ocazia să vă vadă luna aceasta la Royal Festival Hall împreună cu Kazuo Ishiguro. Oh, thank you. Are you excited about that? Oh, hugely excited. He's great. He's who I would like to interview. Mulțumesc. Sunteți entuziasmat? Absolut. Gata, am găsit pe el, mi-ar plăcea să-l intervievez. Veți avea ocazia. Da, așa e, de-abia aștept. Okay. I want to interview Kazuo Ishiguro. Oh, you'll have your chance. E minunat Ishiguro. E primul scriitor adevărat pe care l-am întâlnit, de fapt. E cumva ciudat, viețile noastre se tot intersectează. Știu că și el vă citește. Da, așa e. Asta pentru că el e drăguț, sunt convins că are ce citi și că oamenii stau la coadă să fie citiți de către el. El a frecventat aceeași universitate ca mine și în anul în care eu am absolvit, el a ținut un discurs pentru că universitatea îi acordase un titlu onorific. L-am văzut când m-am dus să-mi iau diploma. Era acolo la 10 pași de mine și nu-mi venea să cred. Pe urmă, când am publicat prima carte, am fost trimis în primul meu turneu internațional, din Japonia în America de Nord. În prima mea dimineață de autor aproape consacrat, am dat peste Kazuo Ishiguro într-o librărie din San Francisco. 6 zile mai târziu ne-am întâlnit din nou. Kazuo Ishiguro at this bookshop in San Francisco. Like, he was there. And then about 6 days later, we met again. That's incredible. Yes. It gets on and on in Minneapolis.
And he was doing an event after me. Incredibil. Da, da, sunt o mulțime de asemenea momente. El avea un eveniment programat după mine. La mine fuseseră vreo 6 oameni. La el au venit vreo 600. Viețile noastre s-au tot intersectat, cum spuneam, dar asta e prima oară când suntem pe aceeași scenă. E fantastic. Pentru mine e un erou, e un mentor. Presupun că îi voi cere sfatul la capitolul carieră. Nu sunt mulți cei cărora să le pot cere un asemenea sfat, dar el este unul dintre acei oameni a căror prietenie mi-e foarte prețioasă. And it's one of those friendships in my life that I value very, very, very much. If you were to name your top 5, let's say, favorite writers, dacă ar fi să faceți un top 5 al autorilor care vă plac, pe cine ați alege? Seriously, Kazuo Ishiguro. Not just because of our... Serios vorbind, Kazuo Ishiguro. Și nu datorită prieteniei noastre. Sunt doar câțiva autori din generația lui, acum trecuți de 60 de ani, care încă scriu cărți vitale, extrem de interesante, neașteptate. E un fel de Bob Dylan care se reinventează continuu, rămânând mereu recognoscibil. E mereu el, în toate aceste povești. Relația lui cu limba e unică, o pagină scrisă de el îți sare imediat în ochi, pentru că nu știu dacă mai e vreun autor care să folosească engleza așa cum o face el. Între cărțile lui sunt însă diferențe fantastice. Nu se repetă niciodată. A scris o carte despre un majordom englez de un modernism aproape nemțesc, tipic anilor 30. Nu asemăna deloc cu cea de dinaintea ei sau cu cea de după. Butler, and then wrote a 1930s style modernist German kind of a book called the Unconsoled. It wasn't at all like the one that came before or the one that came after. And now the buried giant. And now the buried giant. Sort of. Și acum Uriașul îngropat. Da, o carte cu o doză serioasă de fantasy. A simțit că povestea are nevoie de un dragon și i-a dat un dragon. Ultima carte era un science fiction cu clone obligate să-și doneze organele. E o carte uimitoare. Acesta este spiritul în care vreau să scriu și eu. Cel în care cartea hotărăște cum va fi. Nu anticipația mea dictează, nu viziunea mea cu privire la locul pe care vreau să-l ocup în panteonul autorilor britanici. L-am amintit pe Chekhov. Aș adăuga și o autoare americană de science fiction care acum are 80 de ani, Ursula Le Guin. Ea, mai mult ca oricine, este motivul pentru care am devenit scriitor. O citeam când eram copil și încă mi-aduc aminte că ardeam de dorință să fac cu imaginațiile altor oameni ce făcea ea cu a mea. Atunci mi-am dat seama că asta vreau să fac, să creez lumi prin care să fac oamenii să călătorească. Vreau ca atunci când cineva mă citește, să uite cum arată camera în care se află. Vreau ca lumea cărților mele să le pară mai reală decât lumea care îi înconjoară. Ea e motivul pentru care sunt aici și, într-un anumit sens, datorită ei avem acum, după atâția ani de la acele clipe ale copilăriei mele, această conversație. Make my readers and to make readers forget the room they are in when they're reading it. I want the world of the book to be more real than the world you're reading it in. And she's why I'm here. In a sense, she's why we're having this conversation right now, all these years later. Two more. Încă doi. Two more. Încă doi. Mikhail Bulgakov, just for the Master and Margarita. Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta, e o carte despre care pur și simplu nu am cuvinte, e ca o muzică, o carte uimitoare. Și ar mai fi... I'm so curious. Sunt atât de curioasă. Okay, this is off the top of my head and I haven't sat down and thought about this long and hard, but can I have Primo Levi? Oh, that's a wonderful choice. Ok, am să spun ce-mi trece prin cap fără să mă gândesc prea mult. Pot să-l aleg pe Primo Levi? Minunat, neașteptat, dar minunat. Pentru cine a fost și ce a reprezentat, pentru cum a tratat ceea ce i s-a întâmplat, cum și-a sublimat durerea în artă, aproape în maniera unui Van Gogh, pentru tăria lui de a ierta pe toată lumea și incapacitatea lui de a se ierta pe sine. A fost o ființă umană extraordinară. Sigur că nu era desăvârșit, sigur că avea slăbiciuni ca noi toți. Poate că sfărăia, poate că era greu de locuit cu el, poate că avea momente când era nesuferit. Dar ca scriitor este printre cei mai buni dintre cei mai buni. Mi-ar fi plăcut să-l pot cunoaște. Dar îl putem întâlni în cărți. Cărțile au păstrat ce a fost mai bun din el. Cărțile astea sunt importante. Impulsul care a dat naștere fascismului nu va dispărea niciodată cu totul. La fel cum nu vor dispărea nici extremismul, nici totalitarianismul, nici egoismul acela omenesc care dictează sentințe de tipul tu contezi, tu nu contezi. Cărțile lui sunt despre ce se întâmplă când acest impuls e transportat în sfera politică. Însă conțin și un antidot.
Ne anunță că lucrurile rele care s-au întâmplat se vor mai întâmpla, pentru că părem a fi incapabili să învățăm din propriile noastre greșeli, dar ne arată și puterea unui supraviețuitor al războiului de a se sustrage urii. Această lipsă a urii e antidotul tuturor relelor de pe lume. E cel mai greu lucru, infinit mai greu să ierți. Există manuale de iertare și nu mă refer la cele edulcorate, tip New Age, care spun să ne luăm de mâini și să cântăm Imagine, mai ceva ca John Lennon. Există cărți însă care vorbesc despre această râvnă, acest efort fantastic de a ierta, această extraordinară despovărare. Primo Levi a fost un gigant al eticii. Vom avea mereu nevoie de asemenea oameni. Gata, am 5. Manuals of forgiveness and manuals and not in an airy fairy new agey hold hands and sing Imagine by John Lennon kind of way. It's hard earned, gritty, hungry forgiveness. He was an ethical giant, and we'll always need him. So, yeah, there you go, Primo Levi. That's off the top of my head. Există în biografia ca de star de cinema a lui David Mitchell un palier greu de explorat. Mitchell și soția lui, Keiko Yoshida Mitchell, au schimbat destinul unui băiețel de 13 ani. La vremea publicării cărții lui, The Reason I Jump, motivul pentru care sar, Naoki Higashida devenea primul autor grav afectat de autism care explica lumii ce se întâmplă cu el. Now you have translated together with your wife Naoki Higashida. Ați tradus împreună cu soția dumneavoastră The Reason I Jump, motivul pentru care sar, de Naoki Higashida. Cum a fost experiența aceea? It's great to work with my wife. Just to see my wife as a user of language. A fost minunat, am lucrat cu soția mea. A fost superb să o văd manevrând resurse lingvistice. Ne-am întâlnit și pe acest teritoriu al textului. Tu probabil că știi 5-6 limbi străine, tu ești lingvistul din această conversație, așa că înțelegi ce vreau să spun aici. Plăcerea de a transporta sens dintr-o limbă în alta e una cu totul și cu totul specială. Trebuie să rămâi fidel originalului și în același timp trebuie să găsești formula cea mai coerentă și mai închegată în limba țintă. E un exercițiu extraordinar și m-am bucurat să împart experiența aceasta cu soția mea. Asta ar fi o chestiune. A doua este că traducerea acestei cărți e probabil cel mai important lucru pe care l-am făcut vreodată. Romanele mele sunt importante pentru mine și am și câțiva cititori care sunt interesați de ce vreau să fac mai departe. Dar motivul pentru care sar e o carte importantă pentru o cauză. E un pas făcut de societățile noastre pentru integrarea autismului în comunitate. Acum, comunitatea e destul de ostilă persoanelor cu autism. Sigur, am mai făcut niște pași în direcția bună, dar, Doamne, ce drum lung mai avem de parcurs! Câte mai avem de făcut pentru ca oamenii cu autism sau cu alte dizabilități să se bucure de drepturi și de un stil de viață care să-i ferească de persecuție, care să le dea o șansă la o existență împlinită ca membri ai unei societăți civilizate? Noi nu le dăm nici măcar dreptul de a da ceva înapoi comunității. Fiul meu are autism. Lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult pentru el este să ajungă plătitor de taxe. Toți suntem la fel, nu? Vrem să se poată descurca singur copiii noștri, să fie pe picioarele lor. Dar pentru asta trebuie schimbată o poveste întreagă și de aceea motivul pentru care sar e cel mai important lucru pe care l-am făcut vreodată. Eu simt că e o manieră de a-i face pe oameni să înțeleagă mai bine ce e autismul și să nu-i trateze pe cei afectați cu milă, ci cu demnitate. Da, demnitate. Mulți din oamenii aceștia nu pot să arate cât sunt de fapt de inteligenți. Așa că noi restul presupunem pur și simplu că le lipsesc aceste atribute cu desăvârșire. Inteligență, imaginație. Lucrurile stau însă cu totul altfel și de aceea povestea aceasta contează mult. Mie mi-a dat sentimentul că am făcut ceva bun. Mie îmi place să scriu romane, ador ceea ce fac. Dar asta e altă mâncare de pește. Miza, în cazul acesta, e mult mai mare pentru mine. I love being a novelist. I love writing novels, as you can tell, but it's a different kettle of fish, as we say in English, and the reason I jump is a more important kettle of fish. Since you've mentioned that, I read your very impressive piece of conversation because I wouldn't really call it an interview. V-am citit conversația foarte impresionantă pentru că nu i-aș spune interviu, este o întâlnire pe tărâmul dialogului erudit. Așa că îi voi spune în continuare conversația cu Andrew Solomon. Vorbiți la un moment dat despre relația dintre inteligență și limbă. Mi-a plăcut mult diferența pe care o faceți între diferitele tipuri de inteligență care ne caracterizează. Ați putea dezvolta puțin acest subiect pentru ascultătorii noștri? Good bloke, Andrew Solomon. And I think he made me look cleverer than I probably am.
Am să încerc. Fantastic tip Andrew Solomon. Cred că m-a făcut și pe mine să par mai deștept decât sunt. Eu cred că ideea testelor de IQ e ridicolă. Ea măsoară doar abilitatea unei persoane de a rezolva teste de IQ. Cum măsori inteligența? Cum măsori imaginația cuiva? Neajunsurile sistemelor noastre educaționale sunt generate de această idee conform căreia inteligența și nu cunoștințele ar putea fi evaluată, ar putea fi notată. Copiii deștepți la stânga, cei mai puțin deștepți la dreapta. Resursele merg la copiii deștepți, cu restul vedem noi ce facem. Cei deștepți sunt mai importanți și le vom da niște bucăți de hârtie cu numere pe ele, în virtutea cărora vor căpăta slujbe mai bune. E ceva în mare neregulă cu imaginea asta. Știu că vorbesc ca un idealist, ca cetățean al unei lumi utopice, dar sunt convins că putem face mai mult. Și cred că trebuie să facem mai mult pentru că, așa cum sugerează și întrebarea ta, nu există un sistem de măsurare a inteligenței în care să se încadreze toată lumea, care să li se potrivească tuturor. Există spectre ale inteligenței. Sigur, inteligența academică e importantă, avem nevoie de ea, avem nevoie de tehnicieni, de ingineri, de oameni de știință, dar există și inteligență imaginativă și inteligență comunicațională. Există inteligență lingvistică, inteligență peisagistică și așa mai departe. Eu, de exemplu, care sunt celebru pentru faptul că sunt incapabil să am grijă de o plantă, am multă admirație pentru oamenii în stare să-și imagineze, să creeze o grădină. Eu cred că lumea viitorului va fi o lume mai bună dacă vom învăța să privim inteligența ca pe o pluralitate. E un concept care înglobează mai multe realități, nu una singură. Noi irosim potențialul unor miliarde de ființe omenești, o fracțiune importantă a rasei. Îi irosim pentru că ne cramponăm să le testăm un singur set de abilități. Felul în care se construiește, genetic și neurologic, ce are un individ de oferit, e mult mai delicat și mai complicat de atât. E diferit, e divers, nu există un sistem unic de măsurare care să se potrivească. Nu totul este încadrabil în cât de bun ești la algebră sau cât de bine ai memorat niște cunoștințe pentru un examen. Cunoștințe pe care poate că le vei reproduce perfect în ziua testării, dar le vei fi uitat cu desăvârșire a doua zi. Trebuie să putem face mai mult de atât. Gata, tirada mea politică s-a terminat, putem continua. What would a perfect non-writing day? Cum arată o zi perfectă în care nu scrieți? A day in which I get a chance to become a better human being and in a tiny E o zi în care mi se oferă șansa de a deveni un om mai bun și în care într-o măsură infimă reușesc să profit de șansa asta. Atunci când închid ochii seara și sunt un om o idee mai bun decât cel care s-a trezit de dimineață, înseamnă că ziua a fost bună. De obicei, o zi bună e o lecție. Ceva ce învăț de la copiii mei, de exemplu. Ceva ce îmi spune soția mea. Ceva ce lumea îmi dezvăluie într-un fel lipsit de ascunzișuri și de subtilități, dar pe care eu îl ignor, până ajung să dau cu capul de el și să înțeleg. Într-o zi perfectă, în care nu scriu, nu repet aceleași greșeli. Învăț ceva. Înțeleg lecția pe care universul meu tot servește. Evit greșeala. Reușesc să nu mă exaspere, să nu-mi pierd calmul și să trec la nivelul următor. De obicei, dacă ești calm și răbdător, înveți mult mai repede. Eu însă, ca toți oamenii, sunt făcut din emoții și sentimente, la fel cum sunt făcut și din idei și din materie cenușie, așa că uneori nu învăț în ritmul în care mi-aș dori. Într-o zi bună, însă, reușesc. I can only imagine that being a successful and internationally acclaimed. Presupun că atunci când ești un autor de succes apreciat la nivel internațional, viața se schimbă sensibil. În ce direcție simțiți că s-a schimbat cel mai mult viața dumneavoastră? Thank you for the compliment you smuggled through about me in that question. Mulțumesc pentru compliment. Soția și copiii mei mă țin cu picioarele pe pământ, adică nu prea mă lasă nimeni să mă port ca autorul ăsta de renume internațional, crede-mă pe cuvânt. În fiecare a doua zi de luni din lună vine mașina de gunoi și azi e fix lunea aceea, dar vom pretinde că bărbatul care cară cu greu sacii până la remorcă și ajută la încărcarea lor în bună stare nu sunt eu. Știu că poate părea că evit întrebarea, dar chiar nu vreau să o evit. Mă simt foarte norocos că sunt plătit și că mi se dă timp să fac ceea ce îmi place. Îmi place să scriu mai mult decât orice altceva. Faptul că viața mea s-a schimbat într-o asemenea măsură încât să-mi pot întreține familia făcând ce îmi place, Doamne, sigur că asta face din mine un mare norocos. Cam asta e. Nu trebuie să particip la ședințe plicticoase. Nu trebuie să mirosesc ore din viață asistând la întâlniri care nu fac decât să reafirme paliere ierarhice ale unui loc de muncă. Nu sunt obligat să fac nimic din ce nu-mi place pentru că nu e așa și asta face parte din serviciul meu. Nu spun asta într-o cheie lăudăroasă. Nu mă împăunesc cu lucrul acesta.
Eu chiar știu că sunt foarte norocos și, cât timp va ține norocul, ar fi o obrăznicie din partea mea să mă plâng de orice. Iubesc ceea ce fac și trăiesc din asta. Nu-i cinstit din partea mea să mă plâng de nimic, nici măcar de iarna irlandeză, care poate fi lungă și cenușie. Dar cum m-aș putea plânge? Sunt autor de romane. Fac ce mi-am dorit să fac pe vremea când o citeam pe Ursula Le Guin la 9 ani. If I complain about anything, actually, even the Irish winter, which can be quite long and grey, but I'm not going to complain about that because look, I get to be a novelist and earn a living by doing what I wanted to do when I was reading Ursula Le Guin, age 9. You know. Mitchell e greu de redus la o dexteritate literară. Talentul lui e făcut din sute de particule de viziune și background, de forță fabulatorie. Este, fără discuție, un autor care câștigă nonșalant un mare pariu, acela de a construi o proză comercială într-un stil rafinat, din punct de vedere literar. A.S. Byatt a adorat edificiul final. Theo Tate, de la The Telegraph, s-a alarmat cu privire la prezența unor clișee de film de categorie B într-un roman ambițios. O pleiadă întreagă de cronicari au desfințat absența unui final grandios și întoarcerea în același punct, în Atlasul Norilor. Ce-i drept? Nu e o notă de vârf. Personal prefer însă ideea unui timp ciclic, narațiuni evolutive. Concesiile făcute literaturii de aeroport salvează cumva cartea de la grandilocvență. Focusul nu este pe vocea autorială, pe versatilitatea ei, ci pe cititor. Mitchell e un povestitor aluziv, capabil de umor fin și de regii complicate, care își flatează constant publicul. Îl lasă să ghicească, să intuiască, să-i dejoace intențiile în fapt necamuflate, să recunoască intertextualități și referințe literare. E o mișcare inteligentă, care vinde o carte sinuoasă ca substanță. Dincolo de toate acestea însă, e o descriere de Bruges, de o poezie incredibil de fină. Sunt denunțuri ideologice exemplar articulate. Se zbat, când antagonice, când împletite în aceeași îmbrățișare, creația și supraviețuirea. Se desenează sufletul, la nivel macro și micro, călător în timp și totuși veșnic însingurat. E ca o muzică stranie. Te urmărește un timp nedefinit în care nimic, dar absolut nimic din zgomotele lumii familiare nu pare să mai sune la fel. I think there is in your books a longing for absorbing the world in its. Există în cărțile dumneavoastră o dorință teribilă de a surprinde lumea în misterul, în frumusețea, grozăvia, potențialitatea ei și de a o transpune literar în maniera cea mai texturată a splendoriei înfricoșătoare. Cât de departe sunteți dispus să mergeți pe acest drum? I couldn't imagine any limits. Nu pot imagina o limită. Și dacă îți imaginezi vreuna, ești liber oricând să o depășești. De ce aș limita un act mimetic? Sunt și teritorii pe care nu pot călca, ai dreptate. Nu pot lăsa să îi se întâmple nimic rău unui copil în cărțile mele, pentru că se activează un eu superstițios al meu care mă face să mă tem că li s-ar putea întâmpla ceva rău copiilor mei. Altfel, sunt plătit să locuiesc în lumile pe care eu însumi le imaginez. Nu vreau să plece nimeni din paginile mele deprimat, îngrețoșat, scârbit. Sigur, nici finalurile dulci de tip Disney nu sunt pe gustul meu. Vreau însă ca cititorii mei să simte energia aceea pe care ți-o dă explorarea misterelor lumii. Vreau să le ofer un spectacol pe măsura biletului. Are vreo logică răspunsul ăsta al meu? Slightly more energized and willing to engage with the mystery of the world than they might have been when they started the book, when they came in. So I do have a sort of, I feel a duty of care to my readers to not make them miserable and to give them a show that was worth the price of admission. Does that make sense? Am I sounding ridiculous? Definitely. Okay. Thank you so much. This was a really great conversation. Thank you so, so much for all of this. You're really welcome. thanks for your interest in my work. And there are some great questions there. Thank you so much. I really am a big fan. I totally love your writing. Oh, bless you. Well, I will do my best to never let you down. I believe there is another world waiting for us, Sixsmith. A better world. And I'll be waiting for you there.